Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Experimente. De data aceasta simulăm cariera lui Radu Drăgușin de la Juventus, unul dintre puținii români care joacă la o echipă foarte, foarte mare. Din câte am înțeles, e posibil să plece, vedem ce o să fie cu cariera lui, dar în FIFA noi controlăm chestia asta, practic decidem dacă o să plece sau nu. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru suportul la această serie de experimente. Lăsați un like, scrieți în comentarii cu ce jucător ar trebui să facem următorul experiment. Sunt mulți jucători cu care trebuie să facem, de la FCSB sunt 2-3 de acolo cu care trebuie să facem. Mai este Ionuț Radu, sunt foarte mulți cu care putem să facem. În orice caz, am zis că el ar fi foarte interesant să vedem cum s-ar descurca, pentru că a avut câteva meciuri la Juventus, are 18 ani, este destul de tânăr. I-am adăugat aici plus 5 overe și o să vă explic de ce am făcut chestia asta. Pentru că el în realitate a avut niște performanțe destul de ok în realitate și avea 65 overe. Nu prea mi se părea chiar ok pentru cum joacă și așa. Are o cotă de 3 milioane de euro în momentul de față pe Transfer Market în realitate și am încercat să mă apropii cât de cât și în FIFA. Vedeți că are 3,5 milioane aproximativ, pentru că mi se părea că are nu știu, avea niște statistici foarte, foarte slabe pentru cum joacă și el în realitate. L-am urmărit în ultimul sezon și pot să spun că se apropie cât de cât de realitate. Rămâne de văzut ce facem în acest experiment. În primul și în primul rând, nu cred că o să joace la Juventus, dar acum chestia e în felul următor: să ne ducem în împrumut sau să cerem un transfer. Eu zic că cel mai bine ar fi să cerem un transfer din primul sezon, pentru că nu vom prinde lotul. E deja De Ligt, Chiellini, Bonucci, Demiral, sunt toți băieții acolo și nu știu dacă are rost să rămânem la Juventus. Așa că o să așteptăm ceva oferte, poate chiar primim, cine știe, și o să vedem. A, nu, am primit ofertă de la Liverpool pentru Ronaldo. Nu, boss, ai greșit jucătorul. Ei bine, primim o ofertă pentru Drăgușin de la Osasuna de împrumut pe 2 ani de zile. Măi, mi se pare interesant acest împrumut. De ce mi se pare interesant? Dacă o luăm să o gândim la rece, treaba stă în felul următor: n-am primit nicio ofertă de transfer concretă, gen cu banii pe masă, și am zis hai să-l pun pe loan. Poate primesc o ofertă de împrumut pe câțiva ani, ar fi genial. Avem oferte de la Osasuna. Osasuna, care joacă în Spania, este o echipă acolo de mijlocul clasamentului și dacă nu facem mari performanțe, nu o să conteze, pentru că noi nu o să aparținem de Osasuna. Practic, ce facem noi? Ne ducem în împrumut 2 ani de zile și după aia ne întoarcem pe la, nu știu, a zice în 2 ani de zile, a zice că facem un 80, un 81 OVR și atunci va trebui să ne joace Juventusul. De ce? O să se retragă Chiellini, o să se retragă Bonucci și rămâne De Ligt și Demiral cel mai probabil. Nu știu dacă o să mai fac alt transfer și poate prindem atunci. Hai să încercăm așa, eu zic că e o alegere bună pentru Radu Drăgușin, pentru că nu pleacă totuși de la club. Sunt curios acum dacă o să se înțeleagă la salariu, dar nu cred că este o problemă salariu. Nu are un salariu cine știe ce, are undeva la 5.000 pe săptămână, dar rămâne de văzut dacă cei de la Osasuna se înțeleg. Și eu zic că e un transfer interesant, timp de 2 ani, e prima dată când facem un împrumut pe experimente, dar să fie cât mai realist, nu-i așa? Și m-ați întrebat foarte, foarte mulți în comentarii cum fac să primesc oferte de transfer sau cum fac să mă mut la o echipă la alta. Ei bine, treaba e foarte, foarte simplă. Căutați pur și simplu FIFA Cheat Engine sau Cheat Table. Interesați-vă puțin și o să aflați. Credeți-mă, nu este foarte complicat. Este un program pe lângă FIFA unde introduci niște date, pui ID-ul clubului unde vrei să mergi și practic o să primești o ofertă de la clubul respectiv și te duci acolo. Sunt mai multe chestii cu care ce poți să faci cu acest program. De exemplu, eu îi modific OVR-ul din programul acesta și căutați pur și simplu pe YouTube și o să găsiți.
Mergem în Spania din primul sezon. Haideți să vedem totuși cum s-a descurcat Radu acolo în Spania. Păi sunt curios dacă va prinde primul 11. Haideți să ne uităm așa puțin. Da, văd că deja sunt niște jucători acolo destul de mare novere. Sincer, nu prea știu jucătorii de la Osasuna. Dacă mă întrebați pe aici, știu și eu 2-3 jucători. Uite, pe Johnny și pe Budimir. Ăștia doi îi știu. Și uite și pe Drăgușin, care nu știu ce să zic, dacă o să prindă. Eu zic că o să prindă câteva meciuri acolo de experiență. Față de Juventus, cred că are șanse mai mari să prindă ceva meciuri. Haideți să simulăm până la finalul primului sezon. Și suntem la finalul primului sezon. Osasuna retrogradează. What? Am retrogradat, e prima dată când retrogradăm cu o echipă. Mai are rost să mă uit pe rest? Mai are rost să ne uităm în rest ce s-a întâmplat pe aici? Ne-a eliminat Cadiz. Wow. Deci o să jucăm în Liga 2. Dar nu ne interesează asta pentru că nu este echipa noastră. Ne interesează ce a făcut Drăgușin. A crescut un punct, a crescut și un an. 13 apariții pentru el. Și nu știu ce să zic, adică n-a fost nici bine, n-a fost nici rău. Acum să sperăm că sezonul următor o să jucăm mai mult. Oricum o să facem probabil mai multe sezoane decât un mod normal, dar haide să vedem și sezonul următor ce facem în a doua liga din Spania. S-a terminat și sezonul cu numărul 2 și din câte am observat, cred că am promovat înapoi în Liga 1, adică în Liga Spaniei, în La Liga. Vedeți acolo? Ba nu, urmează să jucăm practic finala din play-off. Foarte interesant, deci înseamnă că mai trebuie să simulăm puțin aici. Da, uite, avem și finala aici și promovăm în La Liga înapoi. Interesant să avem și chestia asta. Nu știu ce au făcut jucătorii. Hai să vedem. Jucătorii mei și mă interesează în special Radu Drăgușin, care a ajuns la 20 de ani, 74 overe, a crescut 3 overe-uri, ok, a jucat 22 de meciuri și a avut o medie de 6.8. Acum, chestia e mai nasoală cu fundașii, e mult mai greu să crești decât cu atacanții, cu mijlocașii ofensivi sau așa mai departe, că până acum am făcut cam numai cu ăștia, știi? Și, na, cam asta e faza cu Radu. Nu am ce să vă mai arăt în rest la echipă pentru că nu prea are rost. N-a marcat niciun gol, dar eu sunt mulțumit că a crescut 3 puncte, deci înseamnă că ne întoarcem la Juventus. Nu știu dacă o să rămânem totuși la Juventus, dar rămâne de văzut. Ne-am întors înapoi la Juventus în sezonul cu numărul 3. Bă, și sunt curios dacă aș avea șanse să încep aici. Bă, ce s-a întâmplat, mă, cu echipă? Bă, ești nebun, vezi că nu prea mai e cine știe ce de echipă. Și vreau să mă uit așa, gen, ce fundaș mai au. Deci, eu am 74, are și Rugani, Demiral, Romero. Bă, nu cred că am nicio șansă să joc acest sezon, așa că noi trimitem singur pe lista de transferuri și Doamne ajută să primim. Bă, sincer, și dacă mergem în Liga 1 și jucăm un sezon, tot o să ne ajute foarte, foarte mult pentru potențialul nostru, să atingem un potențial mult mai mare. Prima noastră ofertă, hai să fie bună, azi e Almard. Wow! Din Olanda, avem ofertă din Olanda, bă, vrei să spun că nici nu știu ce să zic, adică ASE Alkmaar, bă, are echipă bună, mă gândesc, este într-un campionat bun, se bate acolo pentru top 3, eu zice că e o variantă bună, a crescut și la 75 overe Drăgușin. Cred că ar fi titular, văd aici niște oferte foarte, 200 de milioane pentru De Ligt, wow! Așa că mergem în Olanda, let's go! Am ajuns și în Olanda, nici nu mai știu să vorbesc. Și hai să vedem ce echipă are AZ-ul. Ok, deci cred că am fi titulari dacă ne uităm așa puțin. Interesant, Amian. Interesantă echipă, vreau să vă zic că chiar
Chiar e interesant, echipa văd că, a, uite că au și alți atacanți. Stengs ăsta știu că are potențial super, super mare și cred că o să joace probabil așa. În orice caz, Aarons! Aarons care joacă la Norwich. Măi, interesantă echipă. Chiar îmi place, chiar îmi place. Vreau să vă zic că îmi place ce am ales aici și cred că e cea mai bună alegere pe care am făcut-o. Haideți să vedem. N-am mers la Osasuna, dar poate în Olanda ne descurcăm mai bine, să sperăm că nu retrogradăm. Ei bine, băieți și fete, am terminat și sezonul cu numărul 3, cred. Da, cred că este sezonul cu numărul 3, că am avut acel împrumut. Și haideți să vedem acum. Deci am terminat pe locul 2. Ceea ce nu e rău, ceea ce nu e rău, ținând cont că Ajax ce echipare, de ce echipare Ajax, nici nu putem să ne comparăm, dar totuși am terminat peste Feyenoord și peste PSV și foarte aproape de Ajax. Haideți să vedem, am avut ceva golgheteri, am avut ceva golgheteri, e bine, e bine, și nu cred că am câștigat totuși cupa sau ceva Europa League, o să mă uit să văd dacă este ceva pe aici. Am terminat pe ultimul loc în Europa League, asta este, acum nu este scopul nostru principal, scopul nostru este să creștem în OVR și am crescut un OVR. De ce atât de puțin? De ce oare atât de puțin? La AZ Almarg, bă, cred că s-a întâmplat ceva. Ok, deci are sharpness cât de cât ok, fitness-ul este mare, 26 de meciuri a jucat, 26 de meciuri a jucat Radu și sincer mă așteptam să joace mai mult, dar probabil că au jucat și restul fundașilor, uite a jucat și ăsta 15, a jucat și ăsta 15. Da, nu e extraordinar, dar nu e nici rău, 26 OVR pentru el în momentul de față. Dacă nu o să primim nicio ofertă, cred că o să rămânem la AZ, pentru că e o echipă bună și văd că începe să se dezvolte destul de interesant. Dacă nu primim o ofertă foarte bună și unde, bă, știm că jucăm clar toate meciurile, dar e nașpa acum la început până îți faci, nu știu, peste 80-81 ca să știi că 100% începi ca și titular. Avem totuși două oferte interesante pentru Radu, avem o ofertă de la Braga, nu știu ce să zic de Braga totuși, nu știu dacă Braga are jucătorii mai buni în apărare, totuși țin să cred că are mult mai buni acolo și mai e Benevento, Benevento sigur nu are jucători mai buni decât Radu, dar nu știu ce să zic, Benevento e acolo de cam retrogradare, nu știu ce să zic, așa că mai bine rămânem la AZ. Mai așteptăm un sezon, ne creștem, că am văzut că am jucat și sezonul trecut, cred că o să jucăm și sezonul ăsta și vedem ce se întâmplă până la urmă. Acum eu sper să ajungă undeva la 79-80 ca să prindem un transfer mult mai bun, dar haide să simulăm, jucăm și în Champions League, atenție, jucăm și în Champions League, ceea ce e interesant. La restul echipelor de genul, s-ar putea și la Braga să jucăm, dar la Benevento clar nu prindem așa ceva. Hai să vedem, până la finalul sezonului 4. Iar al doilea sezon la AZ s-a terminat și terminăm pe primul loc, băieți și fete. Terminăm pe primul loc, ceea ce e extraordinar. Uite că am făcut o alegere foarte, foarte bună. Drăgușii numai la 77 OVR, dar echipa mă bucur că s-a descurcat bine totuși. Dar nu înțeleg de ce Drăgușin, mamă, avem doar un portar aici. Drăgușin a crescut doar un OVR, ținând cont că el are 40 de meciuri în acest sezon. Cred că are printre cei mai mulți. Da, deci da, la fundaș alături, uite și ăsta, Gullit a jucat bine și a jucat multe, dar de ce jucă, ăsta a jucat pe poziția de left back. Da, interesant, hai să vedem ce s-a mai întâmplat cu AZ, mamă, PSV-ul așa jos, pe locul 6, wow, s-a întâmplat ceva pe aici. Hai să vedem în Europa League, am văzut că am fost în Europa League, am terminat pe locul 3, ce unlucky, foarte, foarte unlucky. În cupă? Cine ne-a eliminat în cupă? Nu. What? Am prins cu Ajax în prima rundă. Bă, ce ghinion. Chiar am avut ghinion. Bă, bune că am avut super mare ghinion. Dar prindem totuși un trofeu. Avem primul nostru trofeu.
Avem desigur campionatul Olandei, ceea ce e ok, la 22 de ani să câștigi campionatul Olandei este ceva și nu este cu Ajax, dețin-o în minte că nu este cu Ajax. Mergem în sezonul următor și poate o să avem și ceva oferte, rămâne de văzut acum. Avem o ofertă interesantă din Italia, totuși avem și o ofertă din Franța, dar nu ne interesează, avem ofertă pentru Drăgușin de la Roma și vreau să văd totuși ce jucător mai are Roma în apărare, pentru că dacă nu are jucători atât de buni, chiar am putea să merge la Roma. Sunt sigur că Roma are o echipă acolo competitivă, cum are de obicei pentru primele 6 locuri, știți că mereu Roma este acolo în primele 6 locuri. Hai să vedem. Interesant. O să le dau scout, dar nu ajunge. Da, Smalling care, da, probabil nu o să mai prindă, mai este și Alaba, da, interesant ce este aici, eu zic totuși El Shaarawy, da, am putea încerca, zic eu, cred că am putea să mergem la Roma să vedem ce se întâmplă în Italia, deci revenim în Italia! Oh my god, revenim în Italia și uite că pentru o echipă destul de mare... Și mergem acolo în capitală. Haideți să mergem în Italia, să sperăm că totul să meargă conform planului, să se înțeleagă băieții la contract și toate cele. Oh, stai puțin. Când eram gata să văd ce se întâmplă aici, văd că cei de la Roma nu se înțeleg cu Drăgușin. Nu înțeleg de ce, că n-are salariu cine știe ce. Dar avem oferte de la echipa mea favorită, de la AC Milan, nici nu mai stau să mă gândesc, adică îmi pare rău. Eu sper să prind acolo la Milan câteva minute, cred că o să prindă, n-are Milan jucători extraordinari acolo în apărare, plus că sunt cât de cât bătrânei. Hai să vedem de la Wolves. Holy moly, deci dacă nu acceptă de la Milan, mergem la Wolves. Mamă, ce oferte tari, ce echipe. Băi, echipe destul de bunicele, dacă stăm să ne gândim. Nu sunt de câștigat Champions League, dar... Haide mă, nu se înțeleg băieții. Deci nu sunt echipe de câștigat Champions League, sunt echipe așa de Europa League, să câștige Europa League. Ceea ce nu este rău totuși. Și nu înțeleg ce se... Nu s-a înțeles. Oh my god. Și avem oferte de la Saint-Étienne. Ba nu, e tot ongoing. Nu mai înțeleg nimica, nu mai înțeleg fucking nimic. Și uite că într-un final ajunge la AC Milan, băieți și fete. Deci, am ajuns aici și hai să vedem, mă, ce echipă are Milan. Este aici Gabriel. Ok, Gabriel care joacă, cred că la Arsenal în momentul de față. Și văd că Drăgușin împreună cu Kalulu sunt cei mai high rated. Deci este foarte probabil... deci pe ăsta de 83. What? Kalulu joacă pe dreapta. Am înțeles. Sau Maximin. Mamă, ce... Vriț! Holy moly, ce transferul. Dolberg! Ia uite și pe ăsta. Ce transferul nebune avem pe aici. Interesant. Ăsta cred că joacă la Leicester. Tătărășanu e încă aici. Câți ani are, mă? 38 de ani! Ăsta ajunge ca Buffon, vă zic eu. Da, mă, da, e ce trebuie aici, e interesantă echipa, îmi place. Păcat că nu mai joacă și Zlatan la 43 de ani cât ar avea aici, habar n-am. Și hai să simulăm, nici nu știu ce sezon e ăsta, cred că e sezonul cu numărul 5 s-ar putea. Așa că mergem până la finalul sezonului și vedem cum se descurcă Radu Drăgușin la AC Milan. Am ajuns și la finalul sezonului cu numărul 5, băieți și fete. Mai avem încă de 2 sezoane, vom face 7 sezoane, să ajungă la 25 de ani. Cam atunci se oprește el din crescut și după cum putem vedea, are 80 OVR. A jucat 36 de meciuri, a jucat foarte, foarte mult, adică e bine cât a jucat, mă bucur că a jucat atâta. 3 puncte în plus la OVR, ceea ce e mult. Văd că are și formă proastă, nu știu care e faza, probabil că
a avut niște meciuri mai proaste, dar este acolo titular. Asta mă interesează, ce apărare interesant are, ce apărare interesant are această echipă cu Milan. Și am terminat pe locul 5, Juventus cred că pe prima, da, dar uite că Parma se descurcă foarte bine. Pe locul 3, surprinzător, Denis Mane și Mihailă își fac treaba de minune. Văd că Pavlidis este golgheter pentru Parma. Lautaro Martinez, 23 de goluri, golgheterul Ligi. În orice caz, interesant acest sezon. Mi-a plăcut mai mult decât de obicei. Totuși n-am văzut ce am făcut în cupă. Ia să vedem, Cupa Italiei. Ne-a eliminat Internaționale Milano. Și hai să vedem în Europa League. În Europa League trebuie să fi făcut ceva. Ne învinși din grupă. Super, super, super. După aia, cu cine am picat? Cu Shakhtar Donetsk. I-am bătut 7-1 la general. Și după aceea ne-a bătut Spurs. Ne-a bătut Tottenham. Din păcate, asta este. Și Spurs a ajuns și în finală totuși. Uite, bă, dacă accepta Roma. Bă, dacă accepta Roma, luam și finala. Finala Europa League. Asta este. Să mulțumim de sezon. Haideți să vedem ce facem sezonul următor. Nu-mi vine să cred așa ceva. Nu-mi vine să cred așa ceva. Drăgușind dorit. Dorit de Juventus înapoi. What? Drăgușind dorit de Juventus, care a câștigat campionatul. Dar sunt curios de o chestie. Ce fundaj mai au cei de la Juventus? Pentru că e posibil să încă aibă ceva fundaj bun. Ia să vedem. Este Garcia, care sigur are peste 83, cam așa. Și De Ligt. Nu știu ce să zic de Garcia. Mai e și Rugani. Dar văd că au adus ceva jucători interesanți. Nu știu ce să... Griezmann. Ronaldo la 40 de ani. Holy. Nu știu dacă să mă întorc înapoi, băieți. Nu știu dacă să mă întorc sau nu. Chiar sunt în dubiu așa. Am avut și oferte de la West Brom și de la Porto. Mă, știi ce, fuck it. Ne întoarcem înapoi la echipă. E așa interesant. E interesant parcursul pe care îl are Radu. Dar zic eu că o să fie interesant. Cu această echipă. Da. Mergem din nou la Juventus, ne întoarcem la Juventus, de unde am venit, de unde am început această carieră. Haideți să vedem ce se întâmplă. Deci aparent avem o șansă destul de mare să jucăm. De ce zic chestia asta? Pentru că Garcia este 81, deci nu este mare diferență între mine și Garcia. Și Rugani este 80 și Rugani are deja 31 de ani, Garcia 24, noi avem 23 de ani, suntem și înalți acolo, cine știe, De Ligt clar o să rămână acolo. Mă, interesantă echipa, păcat că, uite, poate chiar o să jucăm pe poziția de right back, poate avem mai mult succes. Și da, o să-l pun pe Drăgușin totuși să bage acolo, că ar fi păcat să nu ne folosim. Danilo deja e bătrân, are 34 de ani. Da, interesantă echipa, să știți, chiar este interesantă. Acolo Griezmann cu Dybala în atac, Diop aici, băi. Eu zic că e o alegere bună totuși. Momentul adevărului, să vedem dacă a fost un transfer bun să venim la Juventus. Mamă, ne-a eliminat, cine ne-a eliminat, frate? Chelsea? Da, ne-a eliminat Chelsea, cred că în semifinale. Ce se întâmplă aici? Am terminat pe 3. Napoli a terminat pe 2 și Atalanta termină pe primul loc. Ok, interesant. Hai să vedem totuși. Drăgușin a crescut până la 82. Ok, l-am pus și pe poziția de RB. V-am zis, mamă, are Wifu 5. Lol, deja a făcut Wifu 5. 24 de ani pentru el. Și cred că este titular, da, Danilo n-a jucat. Sunt sigur că Danilo n-a jucat cu 76 OVR. Nu știu de ce nu ești Szczesny aici. Mă, mai sunt curios, uite-l pe Ronaldo la 41 de ani, ești nebun. El și Buffon ce mai fac chestii de genul. Chiar sunt curios, 41 de ani se retrage. La 41 de ani se retrage. Doamne, ce nebun e. Hai să vedem ce a făcut Drăgușin. 44 de meciuri.
Holy moly! Cred că a jucat toate meciurile, nu știu de ce presiune, aproape toate meciurile. Minus 10 meciuri. Wow! Wow! Mă, mă așteptam să crească mai mult pentru cât a jucat, dar acum nemulțumitului este Adaru. Ia să vedem ce mai are și el pe aici. Trebuie să-l punem la antrenamente grele. Să-i dăm acolo pe passing. N-are passing, cred că de-aia n-a crescut. Cred că de-aia n-a crescut. Oricum, rămâne la Juventus încă un an. Sunt curios să vedem ce... De fapt, dacă primim o ofertă bună, cât ar putea să mergem și la alt club. Cine știe. Oricum, a fost un sezon cât de cât reușit. Bă, dar n-am văzut în rest. N-am văzut în rest. Adică am văzut că ne-a eliminat Chelsea din... Da, și Chelsea a și câștigat. Asta este, băieți. Ia să vedem pe aici dacă s-a mai întâmplat. Leverkusen a câștigat Champions League-ul. Ok. Am pierdut cupa cu Inter, super cupa, tot cu Inter am pierdut-o. Da, interesant. Interesant. Hai să vedem ce ne așteaptă. Un ultim transfer, un ultim sezon. Am primit și aici câteva oferte de la Roma, Borussia și Villarreal. Bă, știi ce? Hai să încercăm. Hai să testăm. Merge la Villarreal. Cred că este o echipă mai bună puțin decât Borussia. Merge la Villarreal, să sperăm că facem acolo treabă bună și până la urmă încercăm. Aia, încercarea moarte n-are. Da, rămânem la Juventus. Aparent, rămânem la Juventus până la finalul sezonului pentru că nu s-au înțeles și cu cei de la Villarreal cu Drăgușin. Asta este. Rămânem la Juventus până la finalul sezonului. Începem cu Juventus, terminăm cu Juventus. Ce să facem acum? Hai să vedem cum se descurcă Juventus în al șaptelea sezon. Și terminăm și ultimul sezon din acest experiment. Și vreau să vă... Oh! E bine, e bine, ce văd aici îmi place. Vreau să vă zic că probabil ați observat că Radu n-a crescut atât de mult. Ei bine, treaba asta în felul următor, eu l-am luat și de la 18 ani, avea un OVR destul de mic față de restul jucătorilor cu care facem experimente. Și acesta este fundaș și fundașii nu evoluează atât de bine cum evoluează un atacant care înscrie goluri, care are formă mult mai bună și așa mai departe. Fundașul crește destul de greu, dar haideți să vedem cât are Drăgușin, are 84 în momentul de față, eu zic că este un ok pentru un right back. Dar mă interesează să vedem, în afară de Serie A, a mai câștigat ceva? Eu sper că da. Hai să vedem, ne-a eliminat Milan în cupă și în Champions League, haide. În Champions League, ok, am terminat pe primul loc, după aceea am eliminat Leipzig, am eliminat PSG-ul, dar cum am eliminat PSG-ul dacă s-a terminat 2-3 la general? A, probabil că am... Stai! What? Stai că nu înțeleg. Deci, practic, s-a terminat 2-0 pentru PSG și după aia s-a terminat 2-1 pentru mine și tot eu m-am calificat. Nu înțeleg. What? Aici e un bug. A, ba nu mă. Da, aparent sunt eu prost. Da, mă scuzați, mă scuzați. A trecut PSG-ul și a câștigat Atletico contra PSG-ului în finală. Da, din păcate se putea și mai bine. Bustos este golgeter. Cine este Bustos? Cine e Bustos, frate? A, uite-l pe Bustos. 84. Nici nu mai știu jucătorii după atâtea sezoane. Oh, Arthur 91. Eu acum văd. Ce jucători sunt pe aici? Ești nebun? Da. Hai să vedem ce a făcut Radu. Hai să vedem ce a făcut Radu pentru că asta ne interesează acum. Radu Drăgușin, uite-l. Se duce la West Brom în sezonul următor, 50 de meciuri. El, Dybala și Szczęsny au mai jucat atâtea. Oh, a scris și două goluri și trei asisturi. A început să se miște, mă, treaba. A început să se miște treaba, a crescut și două acolo la OVR. E aproape 50 de milioane. Păi eu zic că nu e un experiment eșuat. Probabil că ar mai crește 2-3 OVR-uri până la 27-28 de ani, dar momentan eu zic că este ok pentru acest experiment să nu mai plictisim. A fost interesant să vedem cum evoluează acesta, pe unde ajunge, ce oferte are și tot restul. Sper că a plăcut episodul, băgați un like, eu am fost Sinner și v-am salutat. Pa, pa!